Astăzi ne-am propus să celebrăm poezia, marea literatură română și franceză, să aducem un omagiu limbii franceze, un omagiu limbii române și francofoniei și, de asemenea, un omagiu marii profesoare care a fost Iulia Leomiza și care ne-a părăsit recent. Manifestarea de astăzi reprezintă un prilej aparte de întâlnire a ucenicilor cu maestrii. Întâlnirea, la rândul ei, e condiționată de amintire. De acea amintire care exaltă și transfigurează emoțiile noastre, colorându-le afectiv și, de ce nu, dându-le o semnificație. Adunând aceste amintiri, transfigurându-le, ne lăsându-le să se risipească, intenționăm, de fapt, să reconfigurăm imaginea unei personalități deosebite pentru școala sucevană. Profesor, evident, Iulia Leomiza. Da? Fiindcă instituția trăiește prin oameni, prin profesori, prin elevi, astăzi dedicăm activitatea marelui profesor, doamna profesor Leomiza, și fiindcă timpul și alte condiții n-au permis la momentul respectiv să facem un gest de onoare, îl facem astăzi, înmânăm fiului doamnei profesor, domnul doctor Leomiza, cea mai înaltă distincție a colegiului nostru pentru doamna profesor, placheta de onoare a Colegiului Național Ștefan cel Mare. În cadrul manifestării au fost cuprinse o serie de evocări, lecturi publice din autori celebri și un recital. Festivalul Francofoniei Primăvara Poeților se desfășoară începând cu anul 2007 și la Suceava, după ce în 2005 tânăra scriitoare Linda Maria Baros inițiase în România această manifestare care s-a bucurat inițial de participarea 55 de orașe. Festivalul Francofon Sucevean se desfășoară în aceeași perioadă cu Festivalul Francez și anume 7-21 martie, iar tematica celei de-a 13-a ediție este Peisaje Infinite.